Pereții trebuie să fie uscați, curați și fără urme de praf, resturi neaderente, pete de ulei, etc. În funcție de stratul suport, realizează pregătirea corespunzătoare. Suprafețe cu crăpături, zone lovite, găuri, se astupă fisurile cu ajutorul unui chid de cuțit, se lasă să se usuce potrivit indicațiilor producătorului, se șlefuiește zona, iar la final se curăță praful rezultat. Suprafețele cu tencuiala nouă se lasă să se usuce perfect timp de 28 de zile de la punerea în operă. Suprafețe cu tencuiala veche se curăță de praf și de murdărie. Suprafețele cu glet se curăță de praf și murdărie. Gletul are un timp de uscare mai rapid, deci n-ai de ce să-ți faci griji în această privință. Plăci de gips carton. Acestea se pot curăța de praf și de murdărie. Suprafețe cu vopsea veche neaderentă. Se îndepărtează vopseaua prin răzuire și șlefuire sau cu ajutorul unei soluții chimice. Suprafețe cu vopsea veche aderentă se curăță de praf și de grăsime.